Am revenit după pauza de publicitate, așa cum spuneam și cum promiteam de altfel, cu un alt coleg care vine tot din zona presei. E adevărat și el a făcut pazul în politică, nu chiar acum, l-a făcut mai de mult, dar e important care și experiența presei. Bună seara și bine venit, Victor Bună Popescu. seara, Dan, mulțumesc de invitație. Salut telespectatorii tăi fideli, salut telespectatorii Gorj TV. Candidat la Consiliul Local Târgu Jiu, din partea PMP. Sunt candidat la Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu din partea Partidului Mișcarea Populară. Mă bucur foarte tare că partidul mi-a oferit această ocazie. Mulțumesc liderilor Din inimă locali și partidului. naționali. Nu, Ai mă avut bucur. întâlniri cu liderii naționali până acum? Da, am Întâlnire? avut onoarea să-l cunosc pe Eugen Tomac, să-l cunosc pe doamna Ioana Constantin, care este secretarul adjunct al partidului și cel mai puternic, fără doar și poate militant al nostru. Acolo la București se luptă pentru sectorul 1, o susținem la fel cum îl susținem și pe domnul Traian Băsescu, președintele Traian Băsescu la Primăria Generală a Capitalei. Victor, eu aș vrea să fac așa o incursiune cu tine în lumea politicii, dacă tot te-am prins. Tu erai și probabil că în sufletul tău tot ești un om de dreapta, să spun așa, un liberal de dreapta. Ai activat în Partidul Liberal, nu? Da, am fost în Ce s-a Partidul întâmplat? Național Liberal, am fost și în Partidul Democrat Liberal înainte de asta. Ce s-a întâmplat acolo? Eu am mai spus-o și în emisiunea ta de la radio. Da, știu, era la Cred radio și am zis că că e bine să o o luăm. gașcă de oportuniști a confiscat această dreaptă la nivel de Gorj și municipiu Sunt mai grele ales. cuvintele astea. Sunt destul de grele și încerc să nu fiu prea personal. Am mai fost aseară la o emisiune, la un alt post de TV cu un reprezentant al Partidului Național Liberal. Din păcate pentru mine m-am înflăcărat puțin pentru că știam Ce se și întâmplă ce acolo? se E întâmplă normal, ce e în acolo din interior. interior, da? Corect. Și am avut așa, într-adevăr au adus niște oameni noi, cei de la PNL, Târgu Jiu, au adus oameni noi care nu au mai făcut politică, dar care nu-și dau seama la momentul ăsta că sunt folosiți. Că din lipsă de oameni în interiorul partidului, dumnealor au ales să aducă niște oameni imaculați la momentul ăsta, putem să spunem că imaculați, că nu a apărut nimic despre imaculați, care nu au mai făcut politică, tocmai pentru a-i folosi în câștigarea de voturi, știind că ei Cine nu îi au cu ce să folosește? vină. Cine îi folosește? Este o emisiune de promovare sau am De voie să spun? promovare, nu, de promovare, Păi da. folosește De domnul la cel nivel care înalt. conduce Conducătorii partidul la partidului. nivel de municipiu, clar se folosește de realizările în viață și profesionale ale acestor oameni care n-au mai făcut politică până acum. Am Pentru că înțeles. dumnealui știe că altfel nu avea nicio șansă. Uite, acum știi cum fac? O să vin și o să te întreb, tu te-ai simțit folosit, nu numai în formațiunea veche, în actualul partid, în PMP, te simți În cumva folosit? PMP nu, nu mă Simți că îți simt. folosesc experiența ta din presă, experiența ta din politică? Nu mă simt folosit, mă simt dimpotrivă prețuit. Am găsit o echipă ok aici, de oameni care vin din mediul privat, asta mă bucură foarte tare, nu că aș avea ceva cu cei care Lucrează lucrează la stat, în corect. mediul bugetar, dar am găsit o echipă de oameni care își susțin destinul cu propriile lor mâini, da? Oameni care au creat locuri de muncă, da? Oameni care lucrează în multinaționale. Mi-a plăcut dintotdeauna și cred că profilul cel mai potrivit pentru un conducător de oraș, de administrație publică locală, ar fi cel al unui tânăr, corporatist, care a trecut prin multe joburi, prin multinaționale, care a lucrat în afară, care a făcut un MBA în administrație, în Europa, în Statele Unite și care ar veni acasă să ne conducă destinele. Așa văd profilul și de aceea mă bucur că în Partidul Mișcarea Populară Târgu Jiu și Gorj am găsit oameni care au făcut ceva în viața lor, au creat locuri de muncă, au creat proiecte care au rămas, m-am regăsit între ei. Sunt foarte puțini, să știi, oamenii care ajung la un anumit nivel și se hotărăsc totuși să facă pasul spre municipiu, să vină înapoi în locul natal. Stăteam de vorbă ieri, l-am avut, cred, ieri, cred, l-am avut invitat pe colegul tău, Andrei Udriștoiu, da? Candidat și el tot pe lista de la Consiliu Local.
Tot este colegul meu de listă local. Și de partid. Și știi, am rămas așa când îmi spunea că, domnule, uite, eu m-am întors acasă. Deși el câștiga în Timișoara mult mai bine, era într-o companie, era cotat, adică nivelul pentru care lucra era un alt nivel, în Târgu Jiu nu există nivelul ăla, a pierdut așadar la salariu, dar uite, a venit acasă și mi-a plăcut entuziasmul lui așa. Este chemarea, e nu și poți tânăr... să vii sau să pleci de aici atunci când aici ai familia, aici ai istoricul tău, aici ai copilărie. Da, și da, uneori trebuie să mai și trăiești. Normal că vii, trebuie da, să mai trebuie și trăiești, să trăiești, dar trebuie să mai lași, știi, într-adevăr. Să pierzi o sumă importantă de bani în condițiile în care el stătea foarte bine în Timișoara, da? Știm și noi, și să vii totuși în Târgu Jiu, un oraș micuț, e adevărat, fără perspective. Banii nu contează la un moment dat și Andrei, care este și consilier local în este, funcție, da, și face o treabă bună acolo, deși este de puțin timp. Da. Acolo a făcut o treabă bună, face în continuare și cu siguranță va fi în viitoarea legislatură locală acolo și se va ocupa, pentru că astăzi seară ei a fost colegul meu Andrei împreună cu candidatul nostru la primăria municipiului Marian Rotaru, și colegii noștri de la municipiu au fost în campanie, în cartiere, mi-au trimis poze. Eu am fost la televizor, n-am putut să fiu prezent alături de ei, dar Andrei și ceilalți colegi sunt conectați la nevoile cetățenilor. Cum simțiți? Merg și notează. Cum simțiți oamenii când mergeți să vă întâlniți cu ei? Avem un știi, feedback... de la televizor, Victor, noi când realizam emisiuni, bun, mai aveai telefoane, mai aveai un feedback așa, dar cred că de acolo, din la firul ierbii, cum se spune, când ajungi acolo și stai de vorbă față în față cu ei, afli multe chestii, uneori te ieși cu mâinile de cap. Categoric afli și mai spuneam și într-o altă emisiune. Eu am avut o experiență. Într-una din seriile noastre de campanie, în zona liceului teologic, am întâlnit un grup de oameni, cum stau seara oamenii la, din lipsă de altă posibilități de agrement local, stăteau la bănci, acolo în fața blocurilor. Și 20 de oameni, am încercat să-i conving foarte tare ce înseamnă pentru ei și cât de necesar este să se implice în schimbarea societății. Ei sunt foarte dezamăgiți și izolați. Izolați, împinși acolo într-o izolare, ei nu mai contează pentru administrația actuală, n-a contat nici pentru cea precedentă, cele liberale, și le-am spus, doamnelor și domnilor, trebuie să ne implicăm cu toții. Contează la ei votul. Da, îmi spuneau, și tu vei ajunge un hoț ca ceilalți dacă ajungi acolo. Și zic, doamne, ce îmi spuneți, cum să ajung un hoț? Eu am venit la dumneavoastră, cum a zis și Andrei, că a renunțat la o parte, eu am venit, puteam să stau liniștit, da? Pot să stau în confortul meu, dar nu pot eu să fiu ipocrit, să mă plâng. Dar, iată, vreau la un moment dat să las ceva în urmă. Da? E acea piramidă a nevoilor. Da? Da, corect. Ajungem la o vârstă și avem nevoie să demonstrăm societății, să demonstrăm implicare, și de aia am mers în fața oamenilor. Și oamenii, ți-am zis, sunt dezamăgiți la momentul ăsta. Mă mir cum apar sondajele astea. Cu X candidat, da, am văzut. Are 30-40%, când pulsul societății e clar anti la momentul ăsta. Oamenii sunt dezamăgiți, deci, de administrația Romanescu. Nu mai vorbesc despre PSD-iști. Deci ei, la momentul ăsta, sunt setați pe asta. Uite, am avut încredere într-un proiect al unui om care ne-a dezamăgit. Da, da. Administrația Romanescu este o administrație penelistă, da, de dreapta, cu care voi faceți echipă. Facem la modul normal. Facem numai atunci când interesul cetățeanului primează. Nu am avut, de multe ori ne-am abținut în Consiliul Local. Și oamenii trebuie să știe asta, când a fost vorba de proiecte care nu aveau nicio legătură cu bunăstarea, cu îmbunătățirea vieții cetățenilor de Târgu Jiu. Ne-am abținut și ba chiar ne-am împotrivit la un moment dat. Aveam avut pe doamna grădinarul și o amintesc, are știți cât de vehemente lua, da, și cum lua multe dintre proiecte inițiate de Marcel Romanescu. Ne aducem aminte de proiectul acela care a trecut din nefericire cu toaletele lângă mormântul Ecaterinei Teodoroiu. Da, noi ne-am împotrivit atunci, da, am luat, domnule, ce s-a întâmplat aici, da? Și multe, multe alte situații. Nu e că facem atunci când e cazul, și în viitorul mandat de Consiliul Local, probabil dacă... Vei fi la fel de vehemenți, nu? Vom fi vehemenți, corecți cu nevoile cetățenilor și o să tragem de mâine, că eu, da, probabil o să mă întreb, deci ce voi face când o să ajung în Consiliul Local? Pentru că în presă am criticat mereu derapajele politicienilor,
cheltuirea netransparentă a banilor publici. Pentru că întotdeauna noi suntem, trebuie să suspicionăm totul. Trebuie să fim vigilenți, stimații telespectatori, să fim vigilenți. Înțeleg, se face o stradă, se fac două, se repară. Dar hai să ne interesăm noi ca cetățeni ce se întâmplă. Cine, câți bani se cheltuiesc acolo, la cine merg acești bani, da, și implicarea proiectului și... Vorbeai la un moment dat despre oamenii de afaceri, da? Oamenii de afaceri construiesc acolo, Victor. Avem în Târgu Jiu oameni de afaceri? Sau avem un mediu, nu neapărat oameni de afaceri, un mediu de afaceri tropice. Nu avem, pentru că mediul de afaceri a fost slăbit foarte tare în timpul regimului local PSD, regim și local și național. Mediul de afaceri a fost unul ascuns, mediul de afaceri neimplicat, mediul de afaceri care nu are o cultură a responsabilității sociale, nu numai atât, a business-ului poate lauda prin metode, prin metode mai puțin legale poate. Păi stai, mai are cineva vreo cultură a responsabilității sociale? Da, pentru că în multe state și orașe civilizate, oamenii de afaceri se implică. Acum începe școala, da? Da. Începe școala. Am văzut că Romanescu a făcut, din păcate, un spectacol din oferirea de rechizite către copiii nevoiași. I-a chemat la teatru de vară și le-a oferit acolo pe scenă, da? Pe scenă, ca la o premiere, da? Ca să-și facă imagine, din păcate. Din păcate s-a folosit de micuți pentru a-și face imagine și le-a oferit pe scenă. Dacă nimeni din presă nu ar fi promovat și nu arunc cu nicio acuză, este campania electorală și dacă, mai ales, dacă nu am fi fost în această campanie, în această perioadă de campanie electorală, probabil nu ne alegeam cu spectacolul ăsta pe spatele copiilor nevoiași. Și spuneam, zici, că am plecat de la oamenii de afaceri. Nu văd oameni de afaceri ca să se unească în cauza asta și să ofere ei, da, o implicare socială maximă, implicare pe care noi o promovăm. Și în rândul oamenilor de afaceri. S-au implicat. Să se implice, să identifice ei și să ducă ei rechizite. Avem oameni de afaceri potenți, foarte mulți oameni de afaceri potenți, unii chiar din jurul primarului. Și atunci de ce nu vin aceștia și se oferă în toate școlile pentru preșcolari rechizite și ghiozdănele, fără să-i aducă pe copii pe scenă, fără ca cineva să-i filmeze, fără să-i expui la pericolul pandemiei și să-i duci la teatru de vară. Da, uite, chestia asta, să știi că noi am făcut-o la un moment dat pe Radio Târgu Jiu, împreună cu Gorj TV, aveam o campanie de genul. Noi am inițiat-o, știi, acum câțiva ani era, toate chestiile alea le strângeam din banii oamenilor de afaceri. Dar apropo de investițiile oamenilor de afaceri, uite, laboratorul de la Spitalul Județean 700, Știu, cu scandal, cu ce acolo, dar important cred că este... Cred o experiență neplăcută, scuză-mă, oamenilor de afaceri, au rămas cu un gust amar? Că au fost dezamăgiți de autorități, da, în afară de faptul că o parte din colegii din presă au promovat aportul lor deosebit și de respectat era normal. În pandemie, da, era foarte normal. Au fost și autorități care nu au dus mai departe, au profitat și atât. Și s-au dat la o parte. Îi cunosc foarte bine pe oamenii de afaceri care au participat. A fost un efort nemai întâlnit până acum, nu s-a mai întâlnit, oamenii da. Au coalizat pentru cauza asta, a fost foarte bine, dar cred că au fost destul de mulți care au rămas cu un gust amar. Și acum mă întrebai dacă există mediu de afaceri. Da. Există o parte de oameni de afaceri care fac afaceri mari pe față și plătesc cinstit taxele la stat, da? Și o parte de oameni de afaceri care se ascund, care fac evaziune, care nu îi vezi niciunde, dar au foarte mulți bani. Acei oameni de afaceri, care sunt cei mai mulți din municipiu și din Târgu Jiu, niciodată nu vor ieși ei să susțină un proiect caritabil sau nu știu ce, când activitatea lor este la marginea legii. Iar ceilalți, cei mari care lucrează legal, își și ei au lor. O problemă. Au fost confiscați de factorul politic. Acum, în campania asta, știu bine că s-au împărțit. Oamenii de afaceri susțin un candidat sau altul. Noi nu avem la PMP niciun om de afaceri lângă noi care să zică, băi, investesc 100.000 de euro în X sau Y, acum, ca principiu, o să obțin ceva după aceea. Acum, ca principiu, eu aș fi de acord. Ca orice candidat lângă el, dacă are și oameni de afaceri, pe mine nu mă deranja. Cât timp este totul o expunere fie... transparentă. Exact, transparentă. Exact. În America se fac donații, nu se dau bani la negri. Domnul Dan Moșteanu, în momentul ăsta sunt oameni de afaceri care sponsorizează și nu știu din ce bani sponsorizează, cum îi scot din contabilitatea societăților lor, bani pentru chiolhanurile
candidaților la primărie sau la Consiliul Județean sau Consiliile Locale. Deci sunt oameni de afaceri și în municipiul Târgu Jiu și în comunele din județ care scot bani și sponsorizează chefuri, sponsorizează cumpărarea ilegală de voturi. Victor Popescu, știi de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că nu avem o legislație și tu ești conștient. Nu dacă avem... era o legislație foarte bine făcută de aici până aici, da? Același lucru se întâmplă și prin mass media, adică sunt niște lucruri care la un moment dat se bat cap în cap. Știi? Hai să depășim momentul ăsta, pentru da, că da, da. De acord. Sunt convins că e mult de discutat aici și probabil dacă ar fi un reprezentant al oamenilor mi-aș de afaceri, dori, nu, eu pot să ar vorbesc, avea poate o altă pot opinie. Pot să vorbesc și din zona asta, pentru că mi-am desfășurat ani de zile activitatea în mediul privat. Da, știu. Am dezvoltat multe proiecte, am creat și eu la rândul meu locuri de muncă, zeci de locuri de muncă, proiecte care există și astăzi și îmi pare foarte bine că cei care le-au preluat le-au dus mai departe. Dar trebuie să ne schimbăm mentalitatea ca oameni de afaceri. Deci implicarea socială e foarte importantă. De multe ori autoritățile nu au nici interesul dacă au un conducător greșit și poate nici resursele să ajute copiii nevoiași să se implice în fundații. Deci vreau să văd, o să încurajăm, dacă ajungem în Consiliul Local, o să facem proiecte prin care cum vom oferi. Ajungeți? Mă rog, se pune problema dacă ajungeți? Nu, eu nu am ai, o chestie ai alte informații decât sondajele care au apărut categoric nu. Categoric nu. Dar eu nu pot să fiu dintre la băi. Avem instinctul, că așa e frumos, să mergi cu... să ai o viziune de învingător de la... Da, oamenii... Eu las pe acest dacă, pentru că oamenii care mă văd în seara asta, care l-au văzut pe Andrei Uriștoiu, pe Marian Rotaru, să discearnă și să voteze ca atare, pentru că noi venim cu proiecte serioase. Suntem singurul partid care a contractat servicii de arhitectură în perioada asta. Noi nu am ales să facem pliante cu șantiere pe 100 de pagini, să prezentăm proiectul, să scriem 100 de proiecte acolo, care vor fi făcute într-un timp relativ lung dacă sau vor fi în mediu, dacă vor fi făcute. Noi am ales să ne cheltuim bugetul de campanie pe servicii de arhitectură și să luăm obiective importante din oraș, precum parcarea de la Piața Mare, noua parcare pe care o vom realiza, proiectul va merge în Consiliul Local. Nu contează cât ajungem în Consiliul Local, vom merge cu acel deci, proiect. E un proiect pentru că pe care vă veți avem, zbate. Da, adică ne vă veți... vom zbate. Cei care vor ajunge de la PMP vom încerca să-i convingem și pe ceilalți să propună aceste proiecte pe care noi le-am contractat. Am putea să rulăm puțin și pe da, ecran ceea colegul, ce ne spuneai foarte tu despre bine. Proiect. Avem deci așa, piața centrală, piața mică. Da, piața mică. Avem parcarea. Cea mai importantă este atât râvnita de Târgu Jiu parcarea. Uite, avem în imagine piața de la 9 Mai. Piața 9 Mai care acum am aflat că o parte din suprafața ei aparține privaților. Acolo acum avem un spațiu insalubru în care plouă, da, comercianții sunt obligați, deși plătesc taxe la municipalitate și privați, să stea acolo în condiții insalubre, să le plouă în cap. Evident că și clienții nu cred că se duc cu bucurie acolo să cumpere. O să dotăm acest spațiu o să-l închidem în primul rând, vedeți, clar, da. Se vede că este vorba de un spațiu închis acolo, da? Cu condiții decente, condiții europene acolo pentru desfacerea produselor. Vom dota cu acele mese frigorifice, da? Sunt prevăzute, avem devizul, cât va costa. Cât va costa, avem, apropo? Această piață investiție. Poate să coste undeva până în 600 de mii de euro, așa cum este, practic este închisă, da? 600 de mii de euro, fără dotări, fără acele mese frigorifice. Suma, Victor Popescu, nu este una foarte mare. Mă refer numai la construcție. Da? Mă refer la construcție. La dotări, acelea sunt suplimentare. Nu am știut prețurile, n-am avut de unde să le luăm. Dar materialele pe care ne le-a... Asta este parcarea. Aceasta este parcarea. Dacă poate să oprească puțin în planul general, colegul ar fi foarte bine. Este parcarea pe care eu personal, împreună cu echipa de la PMP, am mers... Și am văzut-o în modul ăsta și am spus arhitectului, trebuie să plece din spate, dinspre dig și să se termine undeva spre Bulevardul Unirii. Iată cum se intră, se asta vede este pasajul, da? Pasajul pietonal și auto care traversează strada care vine de pe digul Jiului. O să o vedeți. Deci este
au ieșit undeva peste 600 de locuri, pentru că sunt și numărate, da? Pentru că s-au împuținat puțin, deși doream să avem peste 800 din cauza spațiilor tehnice prevăzute de către legislația ISU, locurile de parcare sunt mai puține, undeva la 634 de locuri de parcare. Se vede că sunt materiale de calitate acolo, este un proiect realizabil, da? O propunere a noastră 100% pentru Târgu Jiu. Nu mai venim cu povești, că mulți au zis, domne, ce cu SF-urile astea? Nu sunt povești. În marile orașe există deja, putem să o facem și noi, am surse de finanțare, putem lua pe următorul exercițiu european 2021-2027, putem găsi soluții. Deși este blamat acest parteneriat public-privat, putem este blamat, dar nu văd de ce ar fi blamat. Această parcare poate să coste undeva până la 3 milioane de euro, bani pe care îi putem contracta cu ușurință. Victor, tu ești atent la ce sume, despre ce sume vorbești? Vorbesc într-adevăr. Adică nu sunt sume mari, eu la asta mă refer, sunt sume pe care le găsești și le poți disponibiliza în orice secundă într-o primărie de municipiu. Și nimeni nu a făcut-o, deși banii se puteau găsi ușor, acela e pasajul, se vede, da. Se trece dintr-o parte în alta, banii puteau fi găsiți ușor din cauza războaielor. Uite, piața de Barcader, asta este al treilea proiect. Piața de Barcader este o necesitate absolută în zona de nord a municipiului. Acum este zona aceea de canal, da? Cum se numește, de canal. Trebuie să mutăm comerțul din centrul orașului, să-l mutăm într-un spațiu civilizat. În centrul orașului trebuie să rămână cafenele, pizzerii, trebuie să rămână și așa pizzerii. Mai departe. Trebuie să mutăm comerțul ambulant de produse second hand, acum care se face la intrările în cartiere, l-ați văzut. Trebuie să oferim posibilitatea ca toți cetățenii municipiului să câștige bani din muncă cinstită, da? Trebuie să, da, cineva îmi spunea să nu mai folosesc acest cuvânt, trebuie. Suntem obligați să oferim egalitate de șanse pentru toți cetățenii municipiului Târgu Jiu. Da. Acest proiect cam la ce sumă s-a dus? Acest proiect e undeva tot ca în Piața Mică, cred că e undeva la 600-700 de mii de euro cu proiectare, cu toate avizele necesare. Aici deci, avem Piața Mare. Pot vedea telespectatorii noștri Piața Mare. A fost o idee a domnului Marian Rotaru, candidatul nostru la primăria municipiului Târgu Jiu. Dumnealui își dorește mai de mult acest spațiu să devină ce merită cetățenii, adică închis și dotat cu vitrine frigorifice și mese frigorifice, aer condiționat, unde produsele comercianților, producătorilor să fie păstrate în bune condiții acolo, iar ei să aibă condiții de muncă, da? Pe lângă faptul că ajung produse proaspete la familiile târgujenilor, la fel le merită din plin, comercianții să aibă parte de condiții bune, foarte bune, indiferent de anotimp. Ne aducem cu toții aminte că ei, de fiecare dată când începe sezonul rece, au probleme și aruncă tone de produse din cauza gerului. Ba cer, ați văzut, semilogesc la municipalitate să ceară reduceri la chirie sau să nu o plătească pe perioada sezonului rece. Știi ce e interesant și ce mă uimește pe mine? Tot ce mi-ai spus tu, proiectele astea însumate, da, undeva la 5-7 milioane de euro. Da. Repet, nu vorbim de sume astronomice. Vorbim de 5-7 milioane de euro. Dacă găsești finanțare pentru ele, vorbim de o sumă mai mică. Dacă nu găsești finanțare pentru ele, Victor Popescu, aceste proiecte sunt realizabile din bugetul nostru. Sunt realizabile, da. Administrația actuală n-a avut niciodată curaj să se angajeze la un credit, deși bugetul i-ar fi permis. Au terminat mereu de 3 ani cu excedent în buget. Cu excedent, da, despre asta vorbesc. Și l-au cheltuit alandala. Vă dați seama ce însemna acel... să avem banii, să nu rămânem cu excedent, dar să avem un credit pentru bunăstarea târgujenilor. Noi ne gândim că acest proiect să fie unul la pachet cu toate cele patru obiective. Ne ducem cu un proiect pe 7 milioane de euro și cerem 10 milioane cât o fi. Poate, cu tot ce, vă dați seama, acolo, de acolo mănâncă cetățenii municipiului. Corect. Merită din plin. Piața Mică este ca un al doilea centru civic. Acolo se întâlnesc oamenii să și socializeze
Este deci într-o zonă, e o zonă 9 mai până la urmă, este cea mai aglomerată, cea mai populată zonă din municipiul Trebuie să Târgu facem asta. Nu știu ce interese sau dezinteres meschin au avut cei care au condus municipiul și cei care au făcut parte din Consiliul Local de 20 de ani încoace, dar trebuie neapărat să ne implicăm și să acordăm toată atenția, pentru că plecând de la obiective micuțe, da, relativ mici, ajungem la obiective mari, ajungem la pasaje, la zone industriale noi atât de necesare. Am fost la publicitate, luăm publicitate, că trebuie să luăm publicitate și după aceea vreau să-mi povestești despre candidatul vostru la primăria municipiului Târgu Jiu. Este strâns legat candidatul vostru de aceste proiecte. Evident, venind a fost director la patrimoniu, are o preocupare specială pentru obiectivele astea. Gata. Revenim după publicitate cu Victor Popescu, candidat la Consiliul Local Târgu Jiu din partea PMP. Am revenit la emisiune, față în față cu mine, așa cum spuneam în ultima parte a emisiunii, domnul Victor Popescu, candidat la Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu din partea PMP. Victor, frumoase proiecte. Da, într-adevăr, și nu ele sunt nici costisitoare. S-a muncit la ele. Mulțumim arhitecților care au făcut efortul, da, nu sunt ficțiune, cum ziceau alții, sunt proiecte însoțite de deviz de lucrări, de termen de execuție, de surse de finanțare. Și aceste proiecte, patru prime proiecte pe care le-am prezentat, sunt doar o mică parte din ceea ce ne dorim noi să facem. Mai aveți de gând? Evident, a doua preocupare a noastră, pe care o vom lansa în această săptămână, cel târziu la începutul celelalte, va fi să prezentăm publicului tău, poate în premieră la tine, și locuitorilor din Târgu Jiu, să prezentăm un proiect la fel de realizabil. Este vorba despre reamenajarea parcului central. Acum grădina publică, în care sunt amplasate atât de prețioasele opere ale lui Brâncuș, moștenirea noastră, ne-am gândit să propunem o reamenajare peisajistică. Uh-huh. Și am văzut-o așa, vizitând mai multe parcuri din întreaga lume, unde sunt la fel opere prețioase cazate acolo, adevărate muzee în aer liber, m-am gândit la o reamenajare în acest sens. În primul rând, peisagistică. Toți arborii să fie de talie joasă, să nu mai prezinte niciun pericol, nici pentru vizitatori, arbori umbroși de talie joasă, nici pentru operele lui Brâncuș. Îți dai seama, punerea în valoare a operelor care vor fi în centru acestei amenajări noi va fi exponențială. Va crește exponențial. Acum te uiți prin niște copaci bătrâni, da? E bine că avem copaci, dar ei sunt bătrâni, sunt pericol. Au promis, toată lumea face subiect de campanie că-i toaletăm. Nu, eu fără doar și poate propun, am propus colegilor mei care au fost de acord să reamenajăm peisagistic de la zero. Bun. Și o să prezentăm acest proiect. Este integrat cu locuri de agrement și noi locuri de joacă, da, în marginea parcului, marginea grădinii publice, un loc de joacă încăpător pentru tineri, pentru copii de toate vârstele. Și un loc de agrement mult mai, deci nu numai bănci, și ceilalți adolescenți, știm cu ce probleme ne confruntăm acum cu adolescenții municipiului. Am văzut. Ca am ei văzut să aibă unde să-și petreacă timpul liber. Bun. Și acum vin eu și te întreb așa, ca neamoșteanu. Nu sunt chestii pe care le inventăm noi, Victor. Sunt chestii pe care alții le-au inventat le-au și le-au pat. Și funcționează, foarte de ani de zile. De ce naiba chiar cu opere care sunt deja în patrimoniu UNESCO. De ce naiba nu le-am pus și noi în aplicare până acum? Adică ne trezim după o perioadă de 30 de ani când ne dăm seama că putem lua o firmă care să ne amenajeze peisagistic ăla. Când tu acasă în curte la tine faci lucrul ăsta cu normal, o firmă. E simplu, o explicație e simplă. Nepăsarea a fost crasă. Ei n-au avut alte preocupări decât să-și asigure familiile lor, interesele lor de grup, cei care au condus. La fel cum o fac și acum, din păcate. Măcar stau bine, da? Financiar, dar adică uite, să nu te mai vaite. Dacă vin 2-3 oameni ca mine, da, ca Andrei Udriștoiu și ca alții, pentru că poate sunt și în PSD și în PNL oameni valoroși, cu siguranță, peste da? Tot sunt oameni care valoroși. Vin cu viziune certă, clară și uite, cu instrumentele astea moderne, cu realitate augmentată și cu alte, cu să plătim specialiști, pentru că cel care ne face nou proiect este un tânăr.
Un tânăr care înțelege foarte bine viziunea mea, de exemplu, care i-am spus, uite, vreau parcul așa, da? Și arată foarte bine cum l-a făcut. La fel o să schimbăm și fața celorlalte obiective de genul acesta de agrement din municipiu. Parcul Lido, o să vezi o altă față, va schimba radical arhitectura sunt convins, zonei. Sunt convins de lucrul și ăsta. Și va reda mândria oamenilor că trăiesc în Târgu Jiu. Bun. Și acum, tu știi că noi am mai avut odată o discuție, cred că pe radio am avut-o, toate lucrurile astea. Noi vorbim de toate lucrurile astea pe care le facem. Ne lipsește lucrul cel mai important, esențial. Bine, ne lipsește nouă și la nivel de țară. Ce vorbeam noi pe timp? Brandul de oraș. Brandul de brand oraș este brand proiectul de județ, meu personal. Brand de țară. L-am promovat și când eram în Partidul Național Liberal, la organizația municipală. Promovez și acum la PMP. Cu asta am mers în bagaj acolo. Pentru că sunt un tip care a studiat comunicarea. Da. Făcut la nivel de master în comunicare și în brand management și am avut profesori deosebiți la master, da? Luminița Ciocan, care se ocupă de strategia firmelor cunoscute, multinaționale. Aneta Bogdan, care s-a ocupat de branduri de țară în alte țări și și alți colegi de-ai mei care lucrează în agenții de publicitate de branding și am avut discuția cu ei. Băi, la Târgu Jiu nu avem un brand de oraș. Nu ne reprezintă nimic efectiv din punct de vedere economic. Brâncuș este al universalității, da? Noi avem o problemă cu imaginea lui Brâncuș. Nu putem gestiona? Nu putem gestiona, nu putem folosi la momentul ăsta. Și asta și din incompetența oamenilor care s-au ocupat de fenomenul ăsta, care trebuia să păzească, să-l aducă pe Brâncuș cu totul acasă, trebuia să-l aducă. Înțeleg, există un moștenitor al imaginei Brâncuș gestionat printr-o societate, da, din România. Noi am scris în programul nostru de guvernare locală, scriem acolo înțelegere urgentă, negociere urgentă cu moștenitorul lui Brâncuș pentru a lua imaginea, pentru a putea printa, pentru a putea scoate suvenirul cu Brâncuș. Știi ce mi se pare mie foarte important în toată chestia asta? Știi care este înțelegerea cu celebra societate? Eu am avut tangențe cu ea direct. Adică mi-au trântit la un moment dat niște sume de... În fine, dar nu asta e important. Înțelegerea este următoarea. Frate, noi nu putem întreține, noi nu putem vinde imaginea lui Brâncuș, nici măcar operele așa, decât în ansamblu, dar tu, municipalitate, trebuie să le îngrijești. Da, și este lasă-ne pe noi că vindem noi. Paradox. Deci e un paradox. Nu putem, suntem undeva la presați, așa, nici nu putem renunța, e foarte bine că avem... Corect, face corect. Parte din identitatea noastră, până când însă, până când vom lămuri această Hai să-ți proprietate ceva de la tine. Intelectuală, drepturi de autor, te rog. Va mai trece ceva timp. Și atunci eu unde am te vei duce propunere? Cu brandul de țară? În ce zonă? De oraș? Mă interesează, în primul rând, pe trei coordonate. În brand management poți să mergi către partea, până la partea de love mark. Da. Care e ceva ce oamenii iubesc și face parte din obiceiurilor lor de viață, din tot. Adică, să fiu foarte clar, ce înseamnă un brand de oraș? O alinieră urbanistică disciplinată în zona de axă Brâncuș la momentul ăsta, dacă mă întreb. Pentru că turiștii pentru asta vin la noi momentan. Din Corect. Păcate vin și pleacă. Trebuie să avem o strategie comună cu întreprinzătorii privați, cei care livrează servicii de cazare și masă și din Horeca. Cu mai mulți. Da? Brandul de oraș înseamnă în primul rând imagine. V-am zis, prima parte de disciplină urbanistică. Deci cam toate clădirile de pe centru, dau un exemplu, clădirile de pe centru trebuie să aibă aceeași culoare, nu pot să fie zeci de mii de culori. Și acum ajungem la un drapel, un steag, de exemplu în Germania, este un orășel care are un simbol ursulețul. Ursulețul acela e peste tot afișat. Și pe mesele de lemn, e sculptat pe mesele de la terase, da? Vă dați seama, la noi sunt pe mesele de la terasele din centru, nu e nicio efigie, nici a lui Brâncuș, nici ceva care se identifice cu orașul. Pe centru, dacă nu știi că ești în Târgu Jiu orașului categoric, Brâncuș, categoric, ai o problemă. Acolo, adică... în orașul acesta din Germania, toți oamenii au la porțile lor acel steag al orașului. Pentru că asta înseamnă ca nemții să fie mândri de orașul lor și să-l promoveze vizitatorilor. Și asta am zis, dacă în momentul de față nu ne putem folosi pe deplin de imaginea lui Constantin Brâncuș și a operelor sale, trebuie să găsim alt simbol pe care îl putem folosi. Suntem cunoscuți și pentru eroismul celor care au apărat orașul în război, nu?
podul, luptele de la podul Jiului. Putem folosi o imagine a unui, a unui ostaș care apără, da, unui un tunurile, care putem să ne identificăm cu asta. Suntem un oraș de eroi. Hai să folosim și asta. Tot în strategia asta, care este amplă, nu e doar de imagine, de poză, brandul. Trebuie să construim pas cu pas și atunci am zis evenimente tematice anuale și permanente, zone, parcuri de agrement tematice permanente. Da, vreau permanent să fie o proiecție a luptelor de la podul Jiului, cu statuete, cu aia, dar să fie permanent. Să fie fiecare an. Nu odată, pentru că oamenii vin în toate orașele din țară, azut își fac poze cu un obiectiv. Chiar dacă nu face parte din legenda lor locală, din istoria lor, oamenii știu să construiască. Uite, avem dealul Târgului. De ce nu construim acolo... Dealul Târgului noi nu profităm de el. Da, trebuie să profităm la baza dealului Târgu Jiului. Dacă facem un centru de agrement, da, facem o cetate, ceva, nu știu, ceva, v-am zis, și statuete, punem niște tunuri, punem ceva pe acolo, un parc tematic, să vină oamenii să se fotografieze acolo. Parc tematic pe care îl promovăm la târgurile de turism, la toate astea. Dincolo de asta, brandul de oraș dezvoltat corect, da, și ținând cont de multe criterii, poate să ne aducă dezvoltare. Împreună cu o strategie la nivel județean, poate să ne aducă dezvoltare economică. Eu sunt de acord cu tine. Știi ce se va întâmpla? Adică toate lucrurile astea sună bine. Din punctul meu de vedere, sunt realizabile. Dacă ai o echipă, lângă tine care să-și dorească lucrul ăsta. Da, trebuie să aducem specialiști, fără doar și știi ce se va întâmpla, Victor? Stau și mă gândesc că ultimii 3 ani au fost agitați în Consiliul Local, ai văzut? Da, și au pierdut vremea, că spunea și colegul nostru care a fost înainte, și au pierdut vremea. Bun. Majoritatea timpului l-au pierdut cu prostii și cu vendete personale. O să te duci cu un astfel de proiect în Consiliul Local și o să ai surpriza. Nu, o să mergem acolo cu, o să consultăm publicul în primul rând, că pentru că locuitorii municipiului fac parte din acest brand de oraș și ei trebuie să participe, pentru că vor fi mândri că locuiesc în Târgu Jiu, vor spune prietenilor din alte orașe, din alte țări, membrilor de familie, vor spune despre Târgu Jiu cu mândrie. Vezi turismul o axă principală a municipiului, a județului Gorj? O văd, dar trebuie să trecem dincolo de zona asta, pentru că turismul cultural pe care îl promovăm, poate de multe ori cu ipocrizie, îl promovăm, dar nu-l avem nici pe ăsta, din nefericire. Putem să facem, dacă construim obiective, da? În sensul ăsta, care să-i atragă pe vizitatori. Avem obiective. Avem turismul să Muna Hal. Să le construim Hala. Ca imagine, poate. La Târgu Jiu nu știu, nu promovăm. Ți-am zis, parte sunt luptele acelea de la podul Jiului, sunt și alte legende locale, trebuie să le identificăm, să le promovăm. Să le scoatem în relief. Să le scoatem în relief, nu se poate. Trebuie să avem ceva istorie pe meleagurile astea. Mai avem 5 minute și nu am vorbit despre candidatul partidului la primăria municipiului Târgu Jiu, în afara faptului că bănuiesc că toate proiectele despre care ai vorbit tu până acum sunt luate acolo de comun acord, da? Da, multe sunt inițiate, au venit la propunerea dumnealui. Este noi vorba am de domnul Maria Rotaru. Da, este vorba de fost Maria primar Rotaru. La Lelești. Da, primar, om de administrație publică. Da. Printre puținii care candidează în momentul ăsta, care se pot lăuda cu 12 ani de mandat, de 12 ani de mandate, 3 mandate pline de realizări, pentru că peste 99% din populația Lelești îl laudă, da? Peste 90% din populația din Ursat. Bun, un derapaj când a ajuns în primăria municipiului. A fost un derapaj nefericit, dumnealui și l-a asumat, însă pe lângă acel derapaj minor care n-a avut nicio legătură cu actul dânsului profesional, cu actul administrativ, n-a avut nicio problemă cu legea vreodată, acela pălește în fața nenorocirilor pe care le-au produs alții, care sunt și certați care cu legea. Care se și văd, care nu respectă legea sub nicio formă a ei, pur și simplu disprețuiesc bunul simț, nu au bunul simț. Vedem ce s-a întâmplat în seara lansării, în seara începerii campaniei electorale, cum am văzut cu toții ce fel de om stă cu fundul, scuzați expresia, pe 50 de milioane de euro, bugetul primăriei Târgu Jiu. Cum credeți că va putea un om de genul ăla, că nu vreau să dau numele, din respect pentru cei care îl cunosc, pentru familia dumnealui,
Cum credeți că va veni un investitor, de exemplu, să vină din Statele Unite ale Americii să poartă o idee? Pentru că internetul este plin de ce s-a întâmplat acum. Mă duc la Târgu Jiu să ce? Să negociez cu un primar, să-mi dea un teren, să-mi dea ceva, să fac o fabrică, când știu că omul are un limbaj execrabil, vă dați seama. Deci nu pot să vin... Deci primul rol al unui primar este acela de reprezentativitate. Da? Da, reprezintă. Corect. Ca și managerul are rolul ăsta. Cum mă reprezinți tu pe mine? Cum reprezinți tu orașul Târgu Jiu? Cu limbajul ăla, cu genul ăsta de comportament, nu poți să reprezinți decât o gașcă. O gașcă poți să ți-o reprezinți. De oameni cu obiceiuri la fel ca tine, da? Care sunt certați cu legea, care au dispreț. Domnul Rotaru se pliază pe modelul de primar pe care tu l-ai așa în viziunea, da, ta. Eu, în activitatea mea jurnalistică, am criticat multă lume, inclusiv pe domnul Rotaru la momentul acela când a făcut acea greșeală. Da. L-am criticat din două motive. Nu că aș fi avut ceva personal cu dumnealui și pentru că la momentul acela primarul care era în funcție, da? Care încă este și acum, nu dezaproba comportamentul ăla, deci pur și simplu omul susținea atunci. Deci, da, ceva, mi-aduc aminte că nu, da, s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic, știi bine ce presiune, da, am, da, făcut noi, da. Da, acum m-am convins, am cunoscut omul Rotaru, omul de administrație, omul naiv de sincer, da, naiv de sincer și naiv, nu pot să spun naiv de implicat, și atât de implicat încât atunci când mergem în campanie și vede acolo, uite, oamenii cer de 10 ani și la Cârciumarul și la Romanescu, cer o alee în fața blocului. Și ăla, băia de la primărie, le-au întors dosul. Rotaru a zis, Victor, trebuie să rezolvăm problema oamenilor. Hai să luăm materiale. Și ne-am ales și cu amenzi și oamenii și noi, poliția locală, care, na, câteodată e instrument politic, ales să ne amendeze. În altă seară am fost în cartierul Garofiței. Erau niște doamne respectabile, doamne profesoare, mă rog. Și ziceau la bancă acolo, domne, uitați ce se întâmplă, nu avem coșuri de gunoi aici, am cerut. Rotaru a doua zi era cu coșurile de gunoi. Îți dai seama, și cu o bancă, le-a cumpărat o bancă din bănuții lui, da? O bancă. E puțin, într-adevăr, dar nu a făcut-o ca să cumpere votul, pur și simplu, din suflet pentru suflet, deci omul e foarte... Deci avem nevoie de un primar dintre ăsta care să stea, să nu stea la cârciumii în centru toată ziua, da, să-l vedem, că pozează, să fie preocupat numai de imaginea lui. Avem nevoie de un primar de dezvoltare, setat pe dezvoltare acum, da? Pentru că și în companiile mari, când vrei să te dezvolți, angajezi un om, corect, de genul Rotaru. Corect. Când vrei să stai așa, că ai ajuns la un nivel, angajezi alt tip de om. E foarte important, din punctul meu de vedere, omul ca primar, ca ce-o fi el, președinte de Consiliu, da, profesional, dar profesional, sunt foarte, foarte important, n-are oamenii, ce să-i reproșeze. Sunt foarte important și oamenii din jurul, da, lui. Și tocmai de asta facem pe care echipă, tu ai, da? Facem o echipă. Care, că n-ai de unde să cunoști toate treburile într-un oraș. Adică tu le știi pe alea, că te întâlnești cu omul și le povestește, dar sunt multe lucruri pe care consilierii tăi le gestionează poate mult mai bine decât le-ai gestionat tu și sunt importanți oamenii din spate. V-ați gândit cine ar fi oamenii din spatele primarului Marian Rotaru? În primul rând vom fi noi, cei, da, care suntem pe lista de consilier local și mulți specialiști. Specialiști luați și din zona oamenilor cu multă, multă experiență, dar și din zona tinerilor care au o viziune pentru dezvoltarea municipiului. Evident că mă interesează să iau un absolvent de administrație publică, da, un târgujean, care a făcut o facultate bună în țara asta, care are niște merite, niște activități în timpul facultății, să-l iau alături de mine. Corect. Ceea ce nu s-a întâmplat acum. Consilierii de mult chiar erau, având date din interior, vă spun clar că mulți din consilierii primarului sunt considerați chiar de către el cazuri sociale, adică oameni care nu mai aveau nicio scăpare profesională sau aveau nevoie, familie sau nu știu, da, ce, da, care nu au reușit să se realizeze ceva, au devenit, din păcate, oamenii, da, oamenii să, care decid ce se întâmplă în oraș. Nu e ok dacă e așa, dar părerea mea e că acești oameni trebuie să fie... Nu puteau să fie promovați, altfel ajutați, dar decât... Că mi-au spus oamenii în cartier, și dau exemplu clar, în zona de acolo de 1 decembrie, da, Vasile Militar, am găsit o doamnă care mi-a spus, a venit primarul aici la noi, i-am spus ce probleme avem, nici nu s-a uitat, nici n-a ridicat nasul din agendă, era însoțit de o doamnă consilier care ne-a vorbit pe un ton agresiv. Vă dați seama
ce oameni are actualul primar lângă el, dacă își permit să vorbească unor venerabile doamne pensionare de acolo din cartier, să le vorbească pe un ton ridicat, iar primarul nici măcar să nu-i privească în ochi. Da. Sunt importante lucrurile acestea. Suntem în ultimul minut. Candidat la Consiliul Județean? Candidat la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean, este domnul Nicu Davițoi. O experiență, este foarte cunoscut, nici nu ne facem probleme că poate, nu o să zic că poate câștiga, dar poate, de ce nu? Are șansa dumnealui, fără doar și poate. Este foarte cunoscut, respectat de primari, de mulți primari, și de la PSD și de la PNL. Îi cunosc activitatea, au lucrat. O activitate vastă în business. A creat sute de locuri de muncă. Are un pliant pe care l-am văzut și eu și mi-a plăcut foarte tare când spunea am avut prima școală de șofer din județul Gorj. Am creat sute de locuri de muncă. Și are preocupări un program clar pe sănătate, pe infrastructură, pe susținerea investitorilor și aducerea lor în județul Gorj, pe înființarea de noi parcuri industriale, dar seama, atât de necesare. Se vorbește foarte mult despre aceste parcuri industriale. Important e să fii conectat cu mediul ăsta. Dumnealui este conectat cu mediul ăsta de afaceri. Probabil deja are în cap, băi, cine va veni? Păi voi merge la Elba, la Timișoara, da? Și voi încerca să-i aduc pe ea. Sunt convins că a făcut asta. Pe lista de consilieri județeni, la fel, este cu oameni, plină de oameni cu experiență. Așa și trebuie să fie o listă de consilieri județeni și de consilieri locali. Avem pe domnul Ion Rușeț, care este, știe toată lumea. E de al casei în politică, este de al cum casei, se spune. Da? Are o activitate foarte bună în complexul energetic cu Oltenia, dumnealui a fost senator al României, știe unde să se ducă, dacă trebuie să fie acolo, să atragă bani pentru județ, știe la ce brand, ușe să bată. E brand. Știe la ce ușe să bată dumnealui. Da. Suntem la final, Victor Popescu. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ai venit să stăm de vorbă. Acum, dacă vrei să transmiți un mesaj. Eu vă mulțumesc, îți mulțumesc. A fost un dialog productiv, destul de productiv. M-am simțit foarte confortabil în emisiunea ta. Vreau să transmit telespectatorilor să dea start implicării alături de noi. Pe 27 septembrie ieșiți la vot, votați PMP, alegeți lista noastră de consilieri locali, votați pentru Marian Rotaru pentru că este omul de care Târgu Jiu are nevoie. La nivelul la care ne aflăm avem nevoie de un om de dezvoltare, un om de puș care să ne împingă forțat în sus către zona în care sunt orașe mari din România. Vă mulțumesc! Am văzut și un slogan frumos, uite, poate îl preluați așa, start implicării, stop nepăsării. Noi chiar avem pe afișul de la Consiliul Local, invers, stop nepăsare, start implicare. Mulțumesc! Cam atât, doamnelor și domnilor, pentru această seară. Victor Popescu a fost invitatul meu, candidat la Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu din partea PMP. Ne vedem mâine seară, începând cu ora 20 aici la Gorj TV și cu siguranță ne auzim mâine pe zi la Radio Târgu Jiu. Să aveți o seară liniștită, toate bune, ne vedem mâine!